Da. Gata? Stimați concetățeni, voi prezenta informația actualizată pentru ziua de astăzi privind situația epidemiologică prin infecția COVID-19. Astăzi, numărul de cazuri noi înregistrate astăzi este de 78, acumulând în total 6.138 de cazuri, 3.496 rămân active. Dacă ne referim la testare, în ziua de astăzi au fost 508 teste efectuate, dintre care 360 au fost primare, 148 repetate, numărul total de teste efectuate fiind 39.275. Distribuția cazurilor pe teritoriu celor 78 înregistrate azi, observați în Chișinău 35, Transnistria 14, Bălți 8, Cedr Lunga 7 și în celelalte teritorii au fost înregistrate cazuri unice sporadice. Aici observați evoluția zilnică a cazurilor noi. Acum, reieșind din numărul de cazuri, astăzi este în diminuare, dar este un fenomen înregistrat deja pe mai multe săptămâni. Numărul de persoane vindecate la ziua de azi 17, acumulând 2.425 de persoane vindecate și același lucru în dinamică. La personalul medical, astăzi au înregistrat 5 cazuri, unul în rândul medicilor, 3 la asistenți medicali și unul la personalul auxiliar. Starea pacienților, avem 256 de pacienți în stare gravă, 19 dintre care sunt la respirație asistată. Cu regret, avem înregistrate și astăzi cazuri de deces, numărul este de 6, unul dintre care este înregistrat și în rândul personalului medical, un coleg medic, fapt pentru care ne exprimăm condoleanțele pentru toți. Dar numărul cumulativ crește și în total 217 cazuri la ziua de azi. Dacă vorbim de mobilitate, avem în total 2.257 persoane revenite în țară, la frontiera cu România 1.323, frontiera cu Ucraina 503 și frontiera aeriană 431. Aici vreau să vă mulțumesc pentru atenție, dar vreau să vin și cu un mesaj. Mesajul este că, în pofida faptului că starea de urgență declarată de Parlament s-a finalizat la 15 mai, după cum cunoașteți, Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a declarat stare de urgență în sănătate publică până la 31 iunie și în acest context venim cu recomandări și rugăm să respectați recomandările de măsurile de sănătate publică, recomandările autorităților și astfel să aveți grijă de dumneavoastră și de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. O zi bună, sănătate!